Iulia a fost redată mamei respective, fără nume, prin suferința ei dubie, dar și viața de soțul respectiv, unicul fiu, văzând că ea poate pe propria mamă. Însă, pentru noi cei de astăzi, însemnătatea Evangheliei se răsânge în cele două plane, pentru că privim spre tinerii noștri, copiii noștri, nepoții noștri, cei care sunt în plin proces de formare, de creștere, de închegare a personalităților, fie că privim spre noi, spre sufletul nostru, spre interiorul nostru. Poate deseori ne este frică de a ne îmbolnăvi. Ne este frică de boala rugească. Ne frică de moartea rugească. Și poate mai puțin de îmbolnăvirea sufletească sau poate mai mult de moartea sufletească. Deseori avem această tendință de a ne îngrijora atunci când sănătatea noastră mai este așa cum ne așteptam la un moment dat să fie, sau cum ne-am cunoscut noi în alți ani ai vieții noastre. Iată că Evanghelia de astăzi vine să ne readucă prin plan acest aspect important al veșniciei noastre, care înseamnă sănătatea sufletească, respectiv depărtarea de ceea ce numim noi moartea duhovnicească. Pentru ei, spre tine, ne dorim să fie în cumințenia lor, în pacea lor, în liniștea lor, într-o stare de echilibru. Căci reușita lor devine bucurie pentru părinți, dar și pentru părinți și pentru cei apropiați. Nereușita lor sau eșecul lor în viață se transformă ca durere pentru cei care se află în prima linie, părinți și bunici, dar și alături e o corespondență directă între ceea ce se întâmplă cu copiii noștri și ceea ce se întâmplă cu noi, cu părinții. Rând de rând, această corespondență nu poate fi modificată. Este firească, este naturală, este umană, așa cum Dumnezeu a lăsat în înviară pe acest fel. Ne bucurăm atunci când copiii noștri sunt reușită și când fac alegeri bune în viața lor. Ne înlistăm atunci când alegerile nu sunt cele mai potrivite, chiar dacă intervenția noastră este mai bună sau mai puțin bună. Atunci când este privit spre planul comunicesc, creșterea lor creștinească ține și de noi. Sunt factorii de bază în educarea și creșterea unui drum. Vorbim de familie, vorbim de școală, vorbim de biserică și mai nou vorbim de alți factori de influență, media, prietenii și, desigur, întâlnirea acest continent digital care se deschide tot mai mult în viața lor. Realități pe care noi le putem anula sau ne putem face că nu le știm. Ele sunt prezente în viața noastră și ca tare soluțiile se caută în care le-am dat. Copiii iau contact cu lumea spirituală prin intermediul părinților. Părinții sunt cei care aduc rugăciunea în viața copiilor. Ei sunt cei care împărânează mâinile în fața părinților. Ei sunt cei care le vorbesc copiilor despre Dumnezeu, despre nașterea lui Dumnezeu, despre minunile lor. Părinții sunt cei care fac posibilă coborârea celor din pământ. La un moment dat, în creșterea lor, intervin și ceilalți factori pe care i-am aminteam, dar baza, sau temelia, dacă vrem să spunem așa, ea este să vină în familie. Cât de important e ca părinții să fie cu credință. Dacă părinții vor fi cu credință și copiii vor fi cu credință, dacă părinții nu sunt credincioși, copiii n-au cum să fie credincioși, decât ulterior, căutând ei propria cale de a ajunge la Dumnezeu. Așa că e important să avem mulțumirea și certitudinea că ceea ce am semănat în copilăria lor va răsări la un moment dat. Dacă nu am semănat cuvântul pe cel bun, însă va avem așteptarea de unui răsar bun. Poate prin ceilalți factori,
chiama Bibbia, e di essere qui spre noi la responsabilità da parte dei parenti e dei amici, cu siguranță că această așezare, undeva această semnare de cuvinte, intră în responsabilitatea noastră. Oricât am încercat să învârtim lucrurile, intră în responsabilitatea mamei și a tatălui să fie cu părinți care se contribuie aducând educația religioasă cât mai aproape și cât mai interioară în viața celor care trăiesc în jurul nostru. E o formă de apostolat pe care o facem noi, în calitate de părinți și de bunici, pentru cei care sunt la început de drum. Important lucru acesta, fiindcă lumina din această lume este Hristos. În momentul în care lumina, Hristos, nu este în centrul vieții lor, atunci Întunericul este amenomenat. Așadar, am ținut să spun aceste cuvinte seara aceasta pentru a prelungi din cuvântul Sfântului pe care l-am citit de dimineață, adăugând că acest aspect al importanței prezenței noastre în toată viața copiilor, a celor care ne sunt dragi și care poate au nevoie de sprijinul nostru, căci așa cum deseori suntem capabili să oferim multe sugestii, multe soluții, ba, să le impunem să facă și ceea ce credem că este mai bine, la fel de important este să nu uităm Cuvântul lui Dumnezeu. Să nu uităm pe Hristos. Multe moșteniri putem să lăsăm generații care vin după noi, însă cea mai importantă moștenire este viața lor duhovnicească. Așa ne asigurăm că am primit ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi și, în același timp, ne deschidem calea și posibilitatea mântuirilor. Toate celelalte se adaugă, firesc, cele necesare, cele materiale, cele pe care le considerăm de utilitate în viața lor, însă esența este și